Miercuri 3 iunie, în foaierul Teatrului Tudor Vianu din Giurgiu a avut loc lansarea volumului de debut al tinerei poete Angelica Ionițescu. Redactorul șef al Clubului Artelor Giurgiu 21, Gigica Peptenaru, a avut cuvântul de deschidere. În acest spațiu încărcat de energia culturii, nu pe scenă, ci în foaier, are loc lansarea și debutul cărții domnișoarei Angelica Ionițescu. Pentru cei care nu o cunosc, este profesoară de limbi moderne la o școală din județ. Este tânără, este plină de energie, iar în poeziile ei vă pot spune că vă regăsiți fiecare la o anumită vârstă, adică vârsta iubirilor. Tânăra giurgiuveancă, Angelica Ionițescu, este profesoară de limbi moderne la o școală din județul Giurgiu, interacționând și formând zi de zi generații. Cu toate acestea, pentru ca volumul să întâlnească tiparul, a fost nevoită să treacă peste timiditate. Între cer și pământ este o carte care a luat naștere dintr-o discuție a noastră în urmă cu aproape un an de zile, când Angie era așa de timidă și spuneam: dar tu ai participat la foarte multe evenimente, cum să nu scoți această carte? Prezentă nu doar la lansarea volumului Între cer și pământ, ci și în viața literară a poetei Angelica Ionițescu a fost Dunia Pălângeanu, președintele Cenaclului Literar Luceafărul. Aceasta le-a vorbit celor prezenți despre prima apariție scrisă a poetei. A scris în publicații, a apărut în publicații și să nu uităm cele două antologii bilingve, Constelații Dunărene, unde ea apare atunci pentru prima dată alături de scriitorii giurgiuveni, dar și bulgari, o antologie editată de partea bulgară, una editată de noi. Numele său stă acolo și cred că i-a făcut plăcere și i-a stimulat-o și a făcut-o să participe mereu la evenimentele organizate de noi, fie că erau în Giurgiu, fie că erau târguri de carte unde se alătura scriitorilor consacrați. A fost răbdătoare, a fost ascultătoare, a fost cu bun simț, lucru care l-am apreciat cel mai mult la ea. Printre invitați s-a numărat și poeta Gica Ciobanu, care a punctat faptul că poeziile scrise de Angelica Ionițescu sunt plăcute și corecte. Poezia ei este o poezie plăcută, o poezie corectă, respectă toate regulile. Pe lângă poezia clasică, pe care o consider o bijuterie de poezie, deși dânsa nu avea încredere, tot timpul avea teama să nu fiu criticată, poate nu ajunge la sufletul omului, și am spus: trebuie să aveți încredere, pentru că noi avem mai multă experiență și trebuie să aveți încredere în noi, că nu vă îndrumăm spre rău, vă îndrumăm spre bine. Pe lângă poezia clasică, scrie poezie haiku, care nu e chiar atât de ușor de scris și chiar este o poezie frumoasă. Și ce am mai descoperit în cadrul antologiilor, dânsa a venit cu niște eseuri scrise chiar la nivel înalt filozofic. Angelica Ionițescu, sau Angie, așa cum este anintată de apropiați, a vorbit despre emoțiile și stările cuprinse în volumul de versuri Între cer și pământ, dar și despre destin. Sunt emoții, asta am cuprins în carte, emoții, iubire și destin, că într-adevăr au fost persoane aici de față care cunosc ce înseamnă să ai un destin tumultos, poate, și căruia trebuie să-i faci față. Răbdarea, dar și înțelepciunea sunt cele două elemente care au contribuit la debutul literar al poetei Angelica Ionițescu. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți astăzi în sală. Aș vrea să încep cu părinții mei, pentru că ei cunosc parcursul drumului meu și fără dânsii și fără Dumnezeu eu nu aș fi ajuns aici. De aceea am și adoptat motoul acesta, Nihil Sine Deo, pentru că l-am simțit foarte aproape pe Dumnezeu
și a trebuit să urmez calea pe care mi-a descris-o, fie că mi-a plăcut, fie că nu mi-a plăcut, fie că mi-a fost ușor sau nu, eu a trebuit să merg pe acel drum cu răbdare și cu înțelepciune, înțelepciune pe care nu am avut-o de la început, dar a venit pe parcurs și a venit datorită oamenilor pe care i-am cunoscut. Evenimentul desfășurat miercuri 3 iunie la Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu a avut și momente artistice. De asemenea, în foaierul Instituției de Cultură a fost prezentată și o expoziție realizată de artiști plastici giurgiuveni. Astfel, culoarea, muzica și versurile au cuprins foaierul teatrului.